Dragii mei, alături de noi îl avem pe domnul primar al municipiului Câmpia Turzii, Dorin Nicolae Lujigan, care mulțumim foarte mult pentru că a acceptat un scurt interviu cu noi. Domnule primar, promiteam în partea de podcast că o să trecem cumva și pe zona administrativă, așadar vrem să facem un interviu să vedem câteva dintre obiectivele cheie din municipiul Câmpia Turzii. Mulțumim foarte mult că ne-ați primit, sunteți de acord să începem interviu? Te dă drumul. Perfect. Doar că nu o să-l facem chiar în biroul dumneavoastră, pentru că doresc să fie un interviu mai atipic, exact cum sunt și eu și cum este și Aspres.ro. Așadar, vreau să vă fac o propunere, o propunere formată din două provocări. 1. Trei obiective pe care dumneavoastră le considerați foarte importante și esențiale pentru bunul mers al lucrurilor din Câmpia Turzii. Și cea de-a doua provocare... Vă provoc să vedem starea drumurilor din oraș printr-o metodă inedită. Practic, dumneavoastră o să țineți o tavă. Pe tavă o să fie pus un pahar, pahar în care o să fie pus apă. Să vedem dacă străzile sunt sau nu sunt asfaltate corect. Dacă apa cade din pahar, înseamnă că avem o problemă. Dacă nu, înseamnă că lucrurile sunt făcute eficient. De acord? De acord cu prima provocare... O să mă gândesc până plecăm la care dintre obiectivele cele mai trei importante să vă duc, pentru că avem multe obiective importante în municipiul nostru. Sunt de acord și cu cea de-a doua provocare, cu precizarea că vă rog să mergem pe străzile reabilitate în mandatul lui Dorin Lojigan. Da. Sau cele două mandate ale lui Dorin Lojigan. Și uite, vă mai facem o propunere, de fapt vă lăsăm liberul arbitru, să alegeți dumneavoastră ultimele trei străzi sau trei străzi pe care doriți să ne plimbăm cumva cu mașina și cu această provocare. În regulă, atunci o să vă propun să mergem pe strada Iancu Jianu, okay. Drumul spre Lut, pentru că este reabilitată de curând, strada Tudor Vladimirescu, mai bine de jumătate de ea reabilitată pe planul de mobilitate urbană și aș zice eu Nicolae Titulescu de pe cartierul Șarât, care este în opinia mea cea mai lungă stradă din municipiul nostru, să mergem la toate cele trei străzi, parte dintre ele făcute cu colegii de la domeniul public, parte cu constructorul de pe planul de mobilitate urbană. Bun, și ca să pornim de aici cu... Dacă aveți alte preferințe, n-am nimic împotrivă, putem merge la pe cel, pentru că din câte mi-aduc aminte, Titulescu este chiar, cred că, ultima dintre străzile asfaltate. Ultima finalizată, așa este. Da. Bun, și trei obiective importante? Cred că toate sunt importante, toate care le dezvoltăm în acest moment, dar... Eu aș alege complexul de agrement Trei Lacuri, okay. Având în vedere că ne dorim ca acel obiectiv să pună pe harta turismului din România municipiul nostru. Aș alege creșa de pe Șarât, care este în curs de construcție, pentru că este o zonă extrem de dezvoltată acolo și am dat multe locuri de casă, peste 100 de locuri de casă pentru tinerii din municipiul nostru și atunci o creșă este imperios necesară și aia este deja într-un stadiu vizibil. Și cred că cel de-al treilea ar fi, sau mă rog, nu neapărat în ordinea asta, cel mai așteptat obiectiv din municipiul nostru este bazinul de not. Perfect. Toate cele trei cu provocarea, cu paharul, eu zic să mergem. Mergem. Domnule primar, suntem pe prima stradă, vă rog dumneavoastră să faceți onorurile. Nu o să spuneți stop? Da, da. Mai. Eu zic că e suficient. Și vom vedea cât de bine asfaltate sunt străzile din oraș, da? Cât ți-ai dori să... Da, uite că aproape era să dăm pe jos, da? Oricât ți-ai dori să faci o stradă perfectă, să ne gândim totuși că sunt lucrări făcute cu oameni și că nu întotdeauna iasă perfect. Dar această stradă este una dintre străzile care zic eu că au fost extrem de bine asfaltate de către colegii de la domeniul public și felicit pe această cale pentru că, într-adevăr, de la preluarea acestei societăți de către domnul Teofil Rusu, pe lângă faptul că mergem pe profit și efectuează lucrări de calitate, lucru care, de altfel, cetățenii din municipiul nostru se sesizează. Am ajuns la capătul străzii, cred că se vede, da, că da. N-am
am oprim aici. Okay-ul. Îi dăm okay-ul, da? Perfect. Ne aflăm pe strada Iancu Jianu, strada care face legătura cu cartierul Lut. Aproape cu bine. Suntem pe strada Tudor Vladimirescu, putem porni. Este de asemenea o stradă reabilitată în cadrul proiectului de mobilitate urbană, bani europeni. Să întrebe de ce nu v-am dus pe Barițiu. Barițiu este strada care urmează a fi asfaltată. Poate vom începe chiar săptămâna asta, dacă nu săptămâna viitoare, sigur vom începe strada Barițiu.